Primăria Drobeta Turnul Severin anunță că în jurul datei de 15 noiembrie va începe furnizarea agentului termic în municipiu. Asta după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins astăzi contestația formulată de SECE Alpha Ground Solutions la licitația privind operatorul echipamentelor de la Romac Termo. Marți a fost într-o audiență oficială la președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pentru a-l ruga din partea comunității, din partea municipiului Drobeta Turnul Severin să soluționeze acest Consiliu de Urgență contestațiilor depuse de către firma Alpha Ground Solution la licitația făcută de Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin. Iată că spre bucuria noastră ieri s-a soluționat una dintre cele două contestații depuse, a fost respinsă contestația depusă de către Alpha Ground Solutions și urmează, sper ca astăzi, dacă nu cel târziu luni, să fie soluționată și a doua contestație, astfel încât să ne încadrăm în termenul de maxim 15 noiembrie pentru a furniza agent termic populației din municipiul Drobeta Turnul Severin. Și eu mă bucur să văd că sunt autorități ale statului care au înțeles situația delicată în care a fost pusă municipiul Drobeta Turnul Severin de către o firmă irresponsabilă care a ales să fie mai interesată de profitul propriu de bani decât de interesul comunității și de interesul a 100.000 de locuitori. Totodată, reprezentanții SPAET au anunțat demararea probelor de etanșeitate începând cu data de 7 noiembrie. Firma El Saco din Botoșan va opera echipamentele termocentrale de la Halângă, iar OMV Petrom este furnizorul de păcură.